Alegerile parlamentare din acest an vor avea loc pe 1 decembrie. Partidul Național Liberal, condus la Botoșan de Valeriu Iftime, pregătește o ofertă electorală nouă. Un sondaj va fi comandat pentru a analiza intenția de vot a alegătorilor, cu scopul de a aduce schimbări semnificative. Para Valeriu Iftime a început să implementeze viziunea sa politică, cooptând oameni noi care au performat în domeniile lor. Aceștia nu au fost implicați anterior în politică, dar au demonstrat că pot aduce schimbări reale pentru botoșani și botoșăneni. Printre numele discutate se numără Gheorghe Ciubotaru de la Electroalfa, Anca Boldea de la Anca Farm și Ovidiu Gitaru de la Elsaco. De asemenea, pe lista de propuneri se mai regăsesc prefectul Sorin Cornilă, primarii Dan Oloeru și Romică Magopeț și avocatul Ionela Iftincă. Lista rămâne deschisă pentru alte persoane din mediul de afaceri care doresc să intre în politică. Valeriu Iftime subliniază că nu este vorba doar despre ce vrea poporul, ci și despre ce vrea partidul, punând accent pe notorietate și capacitatea de a avea o opinie ascultată în parlament.